Această seară, cu ajutorul Domnului, vrem să continuăm paranteza care s-a început de la studiu pe doctrinile Harului și am continuat să ne uităm la diferite mișcări, crezuri care se declară creștine și am vrut ca să combin într-un fel în seara aceasta prea mult, de fapt. Am vrut ca să o iau de la început și să luăm Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, să ne uităm la schisma care s-a produs. Am constatat că a încercat să tratăm chiar așa de telegrafic atâtea sute de ani, mii de ani de istorie și de crez bisericesc, ar fi prea dificil. Și le-am despărțit, le-am separat în două lecții, care oricum vom fi nevoiți ca să fim destul de telegrafici, pentru că vorbim de o abundență de tradiție, de învățătură. În seara aceasta, 99% din referințele care le voi face vor fi dintr-un singur text al Bisericii Catolice, care este textul de catecheză oficial al lor. Un lucru interesant când citești documentele bisericilor tradiționale, cum ar fi Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică, este că este așa de mare abundență de documentație. Dacă atunci când te uiți la crezul bisericilor baptiste din România, este extrem de sumară problema în mărturisirea de credință și până la urmă și în alte materiale, când este vorba de Biserica Catolică, de exemplu, și ei catecheza catolică și vezi că are, nu știu, vreo 4.000 de puncte, îți dai seama că ai mult material de parcurs ca să înțelegi în totalitate sau să înțelegi măcar în mare ceea ce Biserica Catolică crede și când te uiți la dezvoltarea acestor crezuri de-a lungul istoriei, vezi că există o dinamică, o schimbare. Dar vrem totuși în această seară să ne uităm foarte pe scurt la Biserica Catolică, la învățătura ei, pentru că există o prezență și în România. Undeva la 4-5% din români sunt catolici sau cel puțin se declară catolici. S-ar putea să fie un procentaj mai mare pentru că recensământul de obicei tinde să subestimeze, cel puțin când e vorba de cifre la apartenență religioasă. Deci undeva la 5% din români sunt catolici și inclusiv în orașul nostru au o prezență cunoscută și cred că este important pentru noi. Biserica Catolică pretinde că este adevărata biserică, unica biserică adevărată, apostolică și universală, asta și înseamnă cuvântul catolic, universal, și care ca și origine pretinde ea acel moment în care Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru: eu îți spun că tu ești Petru și pe această piatră îmi voi zidi biserica, iar porțile locuinței morților nu vor birui. Da? Matei 16 cu 18. Ei susțin că în acel moment Petru devine episcopul suprem, vicarul lui Hristos, devine reprezentantul lui Hristos sau va deveni reprezentantul lui Hristos după înălțarea lui și conducătorul bisericii. Și în momentul acela Petru este desemnat ca și reprezentantul Domnului Iisus Hristos pe pământ și ca și conducătorul bisericii și că există o succesiune de la Petru neîntreruptă până în ziua de astăzi, prin care biserica are, prin succesiune, un cap care îl reprezintă pe Hristos și acela este papa bisericii catolice. Ei sunt și astăzi și au fost întotdeauna o forță formidabilă. În ziua de astăzi sunt undeva la 17% din populația lumii, undeva la 5% din populația României, cum ziceam, și biserica se consideră un monolit.
se consideră o biserică cu un singur cap, papa, cu o singură învățătură, deși istoria și realitatea curentă ne arată că întotdeauna a existat o diversitate foarte, foarte mare. Biserica de multă vreme suferă de la un ecumenism fantastic și încearcă să acapareze oameni de orice crez, cât timp stau sub autoritatea bisericii. Până acolo merg încât în crezul și în catecheza catolică este afirmat că planul de mântuire al lui Dumnezeu se întinde peste toți oamenii care îl afirmă pe Dumnezeu ca și creator și cei din tâi care aparțin acestui plan, dincolo de cei care aparțin bisericii catolice, sunt musulmani care au pe Dumnezeul Bibliei ca și creator. Până acolo s-a ajuns cu ecumenismul bisericii catolice, încât dacă ar putea la un moment dat, oamenii aceștia visează că ar putea să aducă inclusiv islamul sub antetul catolicismului. Da? Ea se consideră adevărata biserică, universala biserică. Au existat totuși două rupturi majore în istoria bisericii catolice. Schisma din 1054, care a început în 1054, care dă naștere la biserica ortodoxă, și reforma protestantă, care începe în 1517 cu Martin Luther, care ia cele 95 de teze și le bate în poartă, cum s-ar spune, și el încearcă de fapt să declanșeze în 1517 o reformă în cadrul bisericii catolice. Luther era convins că biserica poate fi reformată, că biserica poate fi adusă înapoi în parametrii biblici. Luther începe și suferă o persecuție din partea bisericii și în 1521 la Worms el este pus în poziția în care trebuie ca să nege tot ceea ce a declarat. Este acea declarație fantastică a lui Luther în care el spune că nu poate da înapoi decât dacă este convins din cuvântul lui Dumnezeu și prin rațiunea sa că ceea ce a zis nu este biblic. Și în acel moment se produce această ruptură definitivă și se naște mișcarea protestantă. Da? Se naște mișcarea protestantă. Biserica în ziua de astăzi, cum ziceam, este o organizație extrem de puternică, extrem de mare, extrem de extinsă. Biserica catolică este, dacă luăm așa ca și afacere între ghilimele, dacă îmi compara-o cu multinaționalele, este printre cele mai bogate instituții din lume. Da? Dincolo de toate imobilele bisericilor care le deține, deține de la hoteluri, la cazinouri, la tot ceea ce poți imagina. Este absolut o instituție impresionantă din punct de vedere omenesc vorbind. Are ca și structură pe papa, care este pontiful suprem, cardinalii, care formează colegiul cardinalilor, ei au rolul de a îl vota pe papa în funcție atunci când se schimbă. El este votat practic pe viață. Episcopii care dețin autoritatea peste eparhii, peste aceste unități teritoriale. De exemplu, în America există, în toată America de Nord există 195 de eparhii și există episcopi care sunt responsabili pentru aceste zone geografice. Oamenii aceștia au o influență fantastică, o influență fantastică când realizez că ei au urechea și ascultarea la 17% din populația lumii. Da? Într-o țară ca și America, a avea o asemenea influență, chiar și politic vorbind, este o putere fantastică. Da? Este o putere fantastică. Și în România, până la urmă, 5% este fantastic. Nu știu cât la sută are UDMR-ul, de exemplu, și sunt cam pe acolo, da? Și până la urmă sunt partidul care întotdeauna are ceva de spus decisiv, da? Minoritatea cea mai puternică din țara noastră. Dacă Biserica Catolică și-ar face partid în România, ar fi, nici nu știu, poate are, nu-s la zi cu politica,
ar fi o forță extraordinar de puternică. Mai important decât istoria bisericii, care, cum am zis, sute și sute de ani și ar trebui ca să avem probabil săptămâni întregi de studiu doar pe această istorie, mai important este învățătura ei. Și aș vrea ca să mergem cât se poate de telegrafic prin catechismul acesta Bisericii Catolice. Nu așa de mult ca să îl combatem la fiecare punct, pentru că noi știm ceea ce credem, enunțăm în mod constant ceea ce credem, ci să ne confruntăm cu crezul acestor oameni, acestei biserici, și să știm cum să intrăm în contact și unde trebuie ca să punem întrebări, unde trebuie ca să insistăm atunci când avem posibilitatea de a discuta cu cei care aparțin acestei biserici, și ca să ne convingem noi dacă este într-adevăr o biserică a lui Hristos sau nu. În primul rând, trebuie înțeles, așa cum am zis, că biserica se consideră unica biserică adevărată, unica biserică apostolică, unica biserică universală și adevărată. Lucrul acesta este foarte important de înțeles, deși lucrurile s-au mai relaxat un pic, inclusiv în relația lor cu Biserica Ortodoxă. Poziția asta este destul de fermă în cadrul Bisericii Catolice. La punctul 2105, vă dați seama cât de vast este catechismul lor, 2105 spune în felul următor: datoria de a-i aduce lui Dumnezeu un cult autentic, adică o închinare autentică, îl privește pe om la nivel individual și social. Aceasta este doctrina tradițională catolică despre îndatorirea morală a oamenilor și a societăților față de religia adevărată și față de biserica unică a lui Hristos. Evangelizându-i fără încetare pe oameni, biserica lucrează pentru ca ei să poată pătrunde de spirit creștin mentalitatea și moravurile, legile și structurile comunității în care trăiesc. Îndatorirea socială a creștinilor este să respecte și să trezească în fiecare om iubirea adevărului și a binelui. Ea le cere să facă cunoscut cultul singurei religii adevărate care subsistă în Biserica Catolică și Apostolică. Da? Singura religie adevărată este în Biserica Catolică și Apostolică. Creștinii sunt chemați să fie lumina lumii. Biserica arată astfel regalitatea lui Hristos asupra întregii creații și în particular asupra societăților omenești. Unele lucruri care ei spun, inclusiv în acest paragraf, ne-am putea fi de acord dacă am crede că se referă la Biserica Universală și Apostolică, însemnând toți credincioșii care fac parte din trupul lui Hristos. Dar ei se referă la instituția Bisericii Catolice, ca și reprezentantul singurei religii creștine adevărate pe acest pământ. În al doilea rând, ei au pretenția că Biserica Catolică este infailibilă, da? Infailibilă. Tot ceea ce învață Biserica Catolică este fără eroare. La punctul 2035, ei spun în felul următor: gradul cel mai înalt de participare la autoritatea lui Hristos este asigurat de carisma, adică de darul, da? de darul duhovnicesc al infailibilității. Ea are aceeași extindere ca și tezaurul revelației divine. Deci infailibilitatea bisericii, care este un dar al lui Dumnezeu pentru biserică, da? Este depozitat acest dar și această putere a infailibilității în Biserica Catolică, are aceeași extindere, adică este valabilă la fel de mult și în toate sferele cum este revelația divină. Se extinde la toate elementele de doctrină, inclusiv morala, fără de care adevărurile mântuitoare ale credinței nu pot fi păstrate, expuse sau respectate. Da? Cred că Biserica Catolică ar avea nevoie ca să citească învățătura Apostolului Pavel, unde el îi îndeamnă pe cei de la Corint să învețe să nu treacă peste ceea ce este scris. Ei cred că atunci când în capacitate oficială, prin papa și prin
consiliile lor, vorbesc ca și Biserica Catolică, sunt infailibil și că autoritatea lor este asemenea cu revelația divină. Da? Asta este pretenția lor. Biserica de asemenea pretinde că este singura care poate interpreta Biblia. Singura care poate interpreta Biblia. Să înțelegeți că asta este un progres față de ceea ce era înainte de reformă, când Biserica Catolică credea că era singura care avea dreptul să citească Biblia. Erau decrete date înainte de reformă din partea bisericii care ziceau că dacă cineva care nu face parte din cler sau dacă nu este autorizat din partea bisericii să dețină o Biblie, se află vinovat de a avea o Biblie în posesia lui sau de a citi o Biblie, sufletul lui este condamnat și nu poate fi mântuit până acea Biblie nu este returnată și distrusă, să nu mai fie în posesia lui. Da? Deci faptul că acum putem, din partea bisericii, ne dau ei dreptul să citim Biblia, doar că nu putem interpreta, este un pas fantastic în catolicism care s-a făcut, care până la urmă a fost forțat de reforma protestantă, de cei care au tradus cu prețul vieții lor și au tipărit Biblia în limbile comune, dar Biblia era întotdeauna accesibilă doar la cler, pentru că era doar în latină, doar în greacă, în ebraică și doar clerul putea avea acces la ea. Și oameni precum Martin Luther, precum William Tyndale și alții care și-au riscat viața și unii au plătit cu viața lor să traducă și să distribuie Biblii în engleză, în germană și așa mai departe, într-un fel au forțat biserica să ia un pas, să ia un pas înapoi. La punctul 100, catecheza spune în felul următor: misiunea de a interpreta în mod autentic cuvântul lui Dumnezeu a fost încredințată numai magisteriului bisericii, papei și episcopilor aflați în comuniune cu el. Ca tare, tot ceea ce fac eu, de exemplu, aici, în seara aceasta, dacă interpretez un verset din Biblie sau duminică dimineață într-o predică, oricât de corect ar fi, oricât de bine documentat ar fi, este fără vreo valoare, pentru că nimeni în afară de papa, împreună cu episcopii lui, nu ne pot spune înțelesul Bibliei. Da? Dacă pornești de la premiza aceasta, orice argument cu Biserica Catolică este fără rost. Da? Este fără rost. Dacă poți face apel la infailibilitate și la drept unic de interpretare, bătălia este pierdută. La Conciliul de la Trent, care este unul dintre cele mai importante concilii în istoria bisericii, cel puțin în legătură cu mișcarea protestantă, fiind punctul în care biserica are parte de o contrareformă, în care răspunde la reforma protestantă, se declară fără echivoc că nimeni nu poate, prin înțelegerea lui, prin talentele lui, prin intelectul lui, să creadă că poate ajunge la o concluzie în interpretarea Bibliei contrară cu ceea ce biserica crede la ora actuală sau a crezut vreodată. De ce spun lucrul acesta? Că biserica deseori, infailibilă fiind, se contrazice singură. Sunt concilii care zic una și după aia, peste câteva sute de ani, un alt conciliu spune alta. Și tu, ca și catolic sau ca și unul care intră în contact cu Biserica Catolică, trebuie ca să le iei pe amândouă și să afirm amândouă ca și fiind adevărate. Da? Similar cu ceea ce se întâmplă cu crezul baptist. Trebuie să fii un fel de schizofrenic teologic. Într-o parte spune că mântuirea nu se poate pierde, într-o parte spune că se poate pierde. Tu trebuie să le crezi pe amândouă. Asta este, da? La fel și aici, doar papa și episcopii, doar biserica, pot interpreta Sfintele Scripturi și da înțelesul autentic și tu nu ai dreptul ca să îi pui sub semnul întrebării. Cred că Apostolul Pavel ar fi avut ceva de comentat atunci când el a fost pus sub semnul întrebării de cei din Berea, dacă învățătura asta este adevărată. Pavel, care cu siguranță avea autoritatea apostolică, ar fi trebuit să zică celor din Berea: hei, cine vă credeți voi? Eu sunt Apostolul Pavel și eu sunt singurul care vă pot spune care este cuvântul lui Dumnezeu. Nu puteți voi să mergeți în Isaia și să vedeți dacă revelația care eu vă aduc acum este adevărată. Eu sunt singurul care pot interpreta Isaia, eu sunt Apostolul Pavel. Eu și poate Petru, dar ar fi putut spus el. Restul nu mai contează.
Și Apostolul Pavel nu face lucrul acesta, dimpotrivă, Biblia ne arată că ei sunt felicitați. Ei sunt felicitați și sunt, ni se spune că sunt menționați ca și având o inimă mai aleasă. De ce? Pentru că cercetau să vadă dacă tot ceea ce le predica Apostolul Pavel era după cuvântul lui, după cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, ei zic că ei au instaurat, au hotărât canonul Bibliei și pe lângă cele 66 de cărți, ei recunosc și cărți care sunt apocrife. Ei zic că biserica este cea prin care Dumnezeu a lucrat și a hotărât ceea ce este canonic și nu este canonic. Dar de fapt, dacă ai autoritatea infailibilă de a interpreta un text, nici nu mai contează ce este în canon și ce nu este în canon. Pentru că dacă ai o libertate de genul de a interpreta cum vrei tu și nimeni nu te poate contrazice, tu poți face orice text să însemne ceea ce tu vrei. Și nimeni nu poate să spune că nu este așa. Da? Până la urmă, orice text la care este permis unui om să-l manipuleze cu așa lejeritate, poate fi făcut să spună și să învețe orice vrei tu. Orice vrei tu, da? Nici nu mai contează. Dar totuși biserica își ia autoritatea de a hotărâ ceea ce este în Biblie și recunosc cărți dincolo de cele 66. Mai mult decât atât, biserica afirmă că Sfânta Tradiție este egală cu Sfânta Scriptură. La punctul 82 spune în felul următor: biserica, deci, căreia îi e încredințată transmiterea și interpretarea revelației, nu-și dobândește certitudinea cu privire la toate lucrurile revelate numai din Sfânta Scriptură. De aceea, atât Scriptura cât și tradiția trebuie primite și venerate cu egală iubire și considerație. Da? Și evident, este biserica cea care ne spune ce este tradiția și ce înseamnă tradiția. Da? Ei sunt singurii care pot interpreta revelația dată prin Scriptură și singurii care pot dicta care este revelația dată prin tradiție. Ca tare, din nou, argumentarea, deși există dezbateri și există tratate scrise între protestanți și catolici, până la urmă, în cadrul bisericii, toată argumentarea asta este fără rost. Pentru că ei sunt cei care dictează ce este adevărat și ce nu este adevărat. Papa este capul bisericii și el deține autoritatea lui Hristos. El este reprezentantul lui Hristos pe pământ. Și de aceea este în stare ca să lucreze cu asemenea autoritate. De fapt, eu aș spune că autoritatea care îi se dă papei merge dincolo de autoritatea apostolică. În momentul în care el este reprezentantul lui Hristos, în momentul în care el vorbește cu aceeași autoritate, da? Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos este revelația supremă, da? Este apogeul revelației, că Dumnezeu și-a revelat voia Lui prin Domnul Iisus Hristos și că Domnul Iisus Hristos ne-a păstrat toată voia Lui pentru noi prin Sfânta Scriptură. Dacă Papa este reprezentantul Domnului Iisus Hristos și dacă El vorbește cu aceeași autoritate și tot ceea ce spune El are aceeași autoritate ca și Biblia, El are o autoritate asemenea lui Hristos, nu asemenea doar apostolului Pavel sau lui Petru. Papa este pontiful suprem. La punctul 2034 spune în felul următor: pontiful roman și episcopii, ca adevărați învățători, îmbrăcați cu autoritatea lui Hristos, vestesc poporului încredințat lor credința pe care trebuie să o îmbrățișeze și să o pună în practică. Magisterul ordinar și universal al papei și al episcopilor, în comuniune cu el, îi învață pe credincioși adevărul care trebuie crezut, iubirea ce trebuie practicată, fericirea ce trebuie nădăjduită. Da? Deci papa are autoritatea lui Hristos și el este cel care învață pe credincioși ce trebuie crezut și ce trebuie practicat. Papa are în biserica catolică sau în gândirea lor, are autoritate infailibilă ex cathedra, adică când vorbește în mod oficial, dar
dar și ex-catedra până la urmă când vorbește chiar în mod mai puțin oficial. De aceea este deosebit de greu până la urmă să-ți dai seama ce crede Biserica Catolică, pentru că dacă ei tot ceea ce au cuvântat acești oameni, fiecare papă din fiecare perioadă și le pui toate la oaltă, n-ai cum să ajungi la o învățătură consecventă, da? Nu ai cum, este imposibil. Pentru că niciun om nu este infailibil. Dacă ați luat toate predicile mele, de exemplu, din ultimii 2 ani care sunt înregistrate, am găsit inconsecvențe. Nici măcar nu pot să pretind. Eu încerc să fiu cât se poate de consecvent, să mă verific, mai ales mă verific cu Scriptura, dar ca și orice om care vorbește, eu greșesc. Papa pretinde că el nu greșește atunci când dă învățătură. Și nu doar că el nu greșește, dar niciunul dintre ei n-au greșit. Da? Lucrul acesta este aberant și este cât se poate de ușor de verificat că au existat contradicții și contraziceri în Biserica Catolică între papa unui secol versus altuia și așa mai departe. Pe lângă faptul că papa îi se acordă o autoritate mult prea mare, care nu se regăsește în Sfânta Scriptură, Maria are un rol în cadrul învățăturii bisericii care este nepotrivit, care este nu în conformitate cu Sfânta Scriptură. Există o abundență de învățătură falsă despre Maria. Multă din ea se poate regăsi și în cadrul bisericii ortodoxe. Nu putem să le luăm pe toate. Ar fi poate, nu știu, 2-3 lecții doar pe această temă. Dar totuși ar trebui să ne uităm la câteva dintre ele care sunt foarte importante. De exemplu, Maria este privită ca și fiind o mediatoare, o mijlocitoare între om și Dumnezeu. La punctul 969, de exemplu, spune în felul următor: această maternitate a Mariei dăinuie neîncetat în economia harului, de la consimțământul dat prin credință la buna vestire și menținut fără șovăire sub cruce, până la încununarea veșnică a tuturor celor aleși. Într-adevăr, ridicată la cer, Biserica Catolică crede că Maria a fost ridicată trupește la cer. Ea n-a murit și n-a ajuns să vadă, să putrezească corpul ei și ea a fost ridicată la cer și păstrată în această stare. De asemenea, ei cred că ea a rămas fecioară toată viața ei. Da? A născut pe Domnul Iisus, conceput prin Duhul Sfânt, dar ea a rămas fecioară toată viața ei. Frații Domnului Iisus Hristos cred că ar avea ceva de comentat despre asta. Explicații există în cadrul Bisericii Catolice, dar nu cred că merită discutate. Într-adevăr, ridicată la cer, ea nu a părăsit această misiune mântuitoare, ci prin mijlocirea ei multiformă, adică în diverse forme, continuă să ne obțină darurile mântuirii veșnice. De aceea fericita fecioară este invocată în biserică sub titlurile de apărătoare, sprijinitoare, ajutătoare și mijlocitoare. Da? Deci ați văzut, ea nu a părăsit această misiune mântuitoare, ci prin mijlocirea ei continuă să ne obțină darurile mântuirii veșnice. Da? Darurile mântuirii veșnice. De aceea biserica are o poziție foarte fermă și recomandă rugăciunea către Sfinți, dar mai ales către Fecioara Maria. La punctul 2677 spune în felul următor: Sfânta Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi. Împreună cu Elisabeta ne minunăm și noi cum de mi este dat să vină la mine mama Domnului meu, pentru că ni l-a dat pe Iisus, fiul ei. Maria este mama lui Dumnezeu și mama noastră. Biblia nicăieri nu face asemenea afirmații. Putem să încredințăm toate grijile și toate cererile noastre. Ea se roagă pentru noi, așa cum s-a rugat și pentru ea însăși. Fie-mi după cuvântul tău. Luca 1:38. Încredințându-te în rugăciunile ei, noi ne încredințăm împreună cu ea voinței lui Dumnezeu, zicând: facă-se voia ta.
Deci noi ne rugăm lui Maria și Maria se roagă lui Dumnezeu și în felul acesta se face voia lui, se face voia lui Dumnezeu. Biblia ne spune că există un singur mijlocitor când e vorba de mântuire și că avem acces direct la Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu este cel care stăruie în cerințe împreună cu noi. Duhul care este în noi și strigă Abba, adică Tată. Da? Nicăieri în Biblie nu ni se dă dreptul ca să stăruim la Dumnezeu prin altcineva, oricât de important ar fi fost acea persoană în planul lui Dumnezeu de mântuire. Domnul Iisus Hristos este singurul mijlocitor. Există alte diverse învățături eronate despre Maria. Maria a fost născută fără păcat, fără păcatul lui Adam. A rămas în acea stare până a fost luată în trup la cer. A fost virgină toată viața ei. Maria stă la dreapta, lui Hristos, este mâna dreaptă a lui Hristos. Papa Leo al XIII-lea a zis că niciun om nu ajunge la Hristos decât prin Maica Sfântă. Da? Deci ca să înțelegeți până unde să merge în această învățătură. Maria este descrisă ca și fiind plină de har și dătătoare de har. Este aberant și este în multe locuri o blasfemie împotriva lucrării Domnului Iisus Hristos și atributele care doar Domnul Iisus Hristos le are. Poate cel mai important este poziția bisericii când vine vorba de mântuire. În cadrul bisericii și în cadrul învățăturii ei, iertarea păcatelor și mântuirea este prin credință și prin fapte și lucrul acesta nu este doar speculativ, este clar descris în învățătura lor. Credința și faptele conlucrează pentru a aduce iertarea păcatelor și mântuirea omului. La punctul 2068 spune în felul următor, Conciliul Tridentin, adică Conciliul din Trent, învață că cele 10 porunci îl obligă pe creștin și ca omul îndreptățit trebuie și el să le respecte. Iar Conciliul Vatican al II-lea afirmă, episcopii în calitate de urmași ai apostolilor primesc de la Domnul misiunea de a învăța toate neamurile și de a predica Evanghelia la toată făptura. Pentru ca toți oamenii, prin credință, botez și împlinirea poruncilor să ajungă la mântuire. Da? Credință, botez și împlinirea poruncilor să ajungă la mântuire. Deși, pe față, ei ar exclama că cred în justificarea prin credință. Credința este doar un element din ceea ce este nevoie pentru justificare și pentru mântuirea sufletelor. La Conciliul de la Trent au fost multiple canoane care au vizat spre problema justificării. De exemplu, în Conciliul de la Trent, la canonul 5, se spune în felul următor. Dacă cineva spune că este impostură sau incorrect să celebrăm parastaze, adică să avem slujbe, pentru a onora sfinții și pentru a obține mediere, mijlocirea lor, înaintea lui Dumnezeu, să fie anatema. Deci dacă ne rugăm lui Maria ca să mijlocească pentru noi, da? Și cineva ne critică pentru asta, să fie anatema. În canonul 9 spun în felul următor. Dacă cineva spune că doar prin credință este cel necuvincios, adică cel păcătos, justificat, să fie anatema. Da? Aia înseamnă eu, tu și toți protestanții care credem că doar prin credință suntem justificați, suntem anatema, suntem blestemați. La canonul 14 spune în felul următor. Oricine spune că doar prin credință iertarea și justificarea sunt aplicate credinciosului, am zis noi, aleluia, să fie anatema. Da? Deci înțelegeți poziția bisericii față de poziția protestantismului care vine și spune sola fidei, da? Doar prin credință, doar prin harul lui Dumnezeu, doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Tot ceea ce noi am afirmat ca și fiind crezul nostru și noi credem că asta Biblia învață, ei ar spune să fie anatema. Să fie anatema. Și în același timp ar încerca, este o contrazicere fantastică, să facă legături ecumenice cu orice mișcare creștină
creștină religioasă. Biblia ne spune foarte clar că mântuirea și justificarea este doar prin credință și că este un dar de la Dumnezeu. Dacă citești Cartea Roman, de exemplu, este absolut peste tot clarificat acest lucru. Roman 3:24, 3:28, 4:3, 4:5, 5:1, 5:9, 10:9, 11:6 și așa mai departe. Nicăieri Biblia nu este neclară despre acest lucru. Biserica Catolică de astfel afirmă că nu doar că este nevoie de fapte și credință pentru mântuire, dar este nevoie de Biserica Catolică pentru mântuire. Zicând că această frază deseori întâlnită în istoria bisericii este crezul bisericii, și anume, în afara bisericii nu există mântuire. Da? Și din nou, dacă am definit biserica ca și fiind trupul lui Hristos, care într-adevăr se manifestă ca și grupări locale de credincioși, am fi de acord. Dar ei se referă că în afara bisericii catolice, da? În afara bisericii catolice. La punctul 846, ei clarifică lucrul acesta. Cum trebuie înțeleasă această afirmație deseori repetată de părinții bisericii, adică în afara bisericii nu există mântuire? Formulată în mod pozitiv, înseamnă că toată mântuirea vine de la Hristos prin Hristos capul prin biserică, trupul său. Bazat pe scriptură și tradiție, conciliul afirmă învățătura de credință că această biserică peregrină este necesară pentru mântuire. Într-adevăr, Hristos, care este singurul mijlocitor și calea mântuirii, sunt locuri unde chiar sclipesc fragmente. Dacă le iei în izolare, Hristos, care este singurul mijlocitor și calea mântuirii, este prezent pentru noi în trupul său, care este biserica. El însuși afirmând în mod explicit necesitatea credinței și a botezului, a confirmat în același timp necesitatea bisericii, în care oamenii intră ca pe o poartă prin botez. Da? Aici au o înțelegere mai bună despre botez decât au baptiștii de multe ori. Faptul că botezul este intrarea în biserică, da? În felul acesta devii parte din biserică, din biserica locală. Ei se referă la biserica universală care o reprezintă ei. Prin urmare, nu s-ar putea mântui aceia care, bine știind că biserica catolică a fost întemeiată de Dumnezeu ca necesară prin Hristos Iisus, da? Nu ar voi să intre în ea sau să rămână în ea. În Conciliul din Vatican II, citează ei, se spune: este doar prin Biserica lui Hristos, cea catolică, care este cea atot cuprinzătoare mijloc al mântuirii, prin care oamenii pot beneficia deplin de mijloacele mântuirii. Deci, dacă eu am fost informat, cum în studiul meu am fost bine informat, că Biserica catolică este, sau pretinde să fie, Biserica lui Hristos, singura biserică autentică, și eu nu mă alipesc acestei biserici sau nu rămân în această biserică, pentru mine nu este mântuire. Pentru dumneavoastră nu este mântuire, conform învățăturii bisericii catolice. Și de fapt, dacă ne uităm bine și ne vom uita, este o poziție foarte des întâlnită și în biserica ortodoxă. Da? Și în biserica ortodoxă. Biserica este necesară. Biserica catolică este necesară pentru mântuire, împreună cu credință, împreună cu faptele săvârșite de om. De fapt, Biserica catolică afirmă că harul este sau poate fi meritat. Este una dintre cele mai mari contradicții în termeni care am auzit-o vreodată. Harul poate fi meritat. Ei spun la punctul 2027, nimeni nu poate merita harul inițial. Amin. Nimeni nu poate merita niciun har. Este un dar nemeritat. Asta este definiția cuvântului. Care este la originea convertirii. Sub impulsul Duhului Sfânt, totuși, spun ei, putem merita pentru noi înșine și pentru alții toate harurile folositoare pentru a ajunge la viața veșnică, precum și burnurile vremelnice trebuincioase. Da? Deci, harul acela inițial nu-l poți merita. Mai ales că în cadrul catolicismului, harul acela inițial este conferat prin botez, asta e logic. Da?
Copilul n-are ce să facă ca să primească harul ăla. Este scufutat în botez, a primit harul acela care îl aduce într-o stare de har inițial. Ceea ce vine după, zic ei, harurile care vin după, care trebuie să le primești și trebuie să persiști în har pentru a ajunge la viață veșnică, acelea le poți și trebuie să le meriți tu și nu numai pentru tine le poți merita, dar și pentru alții. Vom vedea că poți ca să obții har sau haruri și pentru cei morți. Da? O practică care, din nou, se regăsește și în alte biserici tradiționale. Harul trebuie ca să fie câștigat, meritat pentru a ajunge la viața veșnică și pentru bunurile temporale. Există o legătură destul de bine închegată și în ziua de astăzi între mișcarea catolică, mișcarea carismatică și mișcarea Evangheliei Prosperității. Biserica Catolică întotdeauna a avut în sânul ei această tendință, deși pe față și în multe locuri ei spun că sărăcia este o condiție a mântuirii. Că trebuie să-ți dai toate bunurile tale, să le dai la biserică, în primul rând, pentru că biserica este printre cele mai bogate instituții. Ei zic, pe lângă faptul că harul trebuie să fie meritat sau este meritat, că botezul în apă este un har salvific sau are efecte care țin de mântuire. La punctul 977 spun în felul următor: Mântuitorul a legat iertarea păcatelor de credință și de botez. Mergeți în lumea întreagă și vestiți Evanghelia la toată făptura. Cel ce crede și se va boteza va fi mântuit. Da? Amin. Doar că nu mai continuă. Și cel ce nu crede. Botezul este primul și principalul sacrament al iertării păcatelor. Da? Având ei 7 sacramente, nu doar 2. Este principalul sacrament al iertării păcatelor pentru că ne unește cu Hristos, mort pentru păcatele noastre, înviat pentru îndreptățirea noastră, ca să trăim și noi în noirea vieții. Deci botezul în apă ne unește cu Hristos, da? Și ne justifică. Și lucrul acesta este un act prin care se conferă harul. Cel care participă la acest act primește acest har prin actul în sine. La punctul 2020 spun: îndreptățirea ne-a fost meritată sau câștigată prin pătimirea lui Hristos. Aș putea spune aleluia. Ea ne este acordată prin botez. Nu mai pot spune aleluia, da? Ne conformează dreptății lui Dumnezeu care ne face drepți. Ea are ca scop slava lui Dumnezeu și a lui Hristos și darul vieții veșnice. Deci are ca și scop justificarea, nu ca și rezultat. Este lucrarea cea mai minunată a îndurării lui Dumnezeu. În conceptul catolic, mântuirea este un proces și nu un proces cum este prezentat în Biblie, prin care este justificarea, este nașterea din nou, este credința, este sanctificarea, este glorificarea, da? Ci un proces mult mai complex. Ei zic în felul următor: Dumnezeu dă har care capacitează un om să creadă în Hristos și să creadă și în adevărul Bisericii Catolice. După aceasta, deși în cele mai multe cazuri în cadrul Bisericii Catolice omul e botezat înainte ca să creadă, deci cumva primește harul botezului care îl iartă de păcatul original, îi conferă harul acesta și după aia primește harul să creadă sau este cumva inclus în acest har. După aceasta, omul trebuie să fie botezat pentru că este necesar pentru mântuire. Asta spune la punctul 1257. Acest botez șterge păcatul original al lui Adam, punctul 405, unește acea persoană cu Hristos, punctul 977, face o infuzie de har în acea persoană botezată, punctul 1999, conferă justificarea, punctul 1992 și 2020, iar după botez, omul este mântuit. Dar este nevoie ca să-și mențină și să-și perfecționeze acea mântuire prin fapte bune,
conform punctul 2068, 2010 și 2080, și prin participarea la sacramente, conform punctului 1129, care acordă fiecare sacrament harul potrivit cu acel sacrament. Deci fiecare sacrament are un har care vine cu el. Da? Cina Domnului are un har care vine prin ea, mărturisirea păcatelor are un har care vine prin ea, și așa mai departe. Și tu trebuie ca să persiști în acest har pentru a menține această infuzie de har care ai primit-o prin botez. Da? Și dacă poți persista în aceste haruri prin faptele tale și poți păstra acest har infuzat, ajungi la mântuire. Harul, zic ei, poate fi diminuat sau pierdut. Diminuat prin păcate veniale, prin păcate care sunt totuși iertabile, sau pierdut prin păcate mortale. Deci sunt două soiuri de păcate. Unele diminuează harul care ți s-a infuzat, da? Altele distrug harul care ți s-a infuzat. Frazele acestea zici că astea sunt catolicii. Se aruncă printre baptiști. Da? Dumnezeu îți dă harul, dar depinde de tine cum îl gestionezi. Ați auzit fraza asta de multe ori. Este o erezie. Este o erezie care vine din cadrul bisericii catolice, să fie foarte clar. Și dacă ai gestionat harul lui Dumnezeu bine, atunci ești mântuit. Și dacă n-ai gestionat harul lui Dumnezeu bine, atunci nu ajungi la viața veșnică. Harul poate fi, cum am zis, pierdut sau diminuat. Remediu pentru păcatele acestea veniale este că omul să participe la Euharist, la cina Domnului, care are rolul de a confera harul iertării păcatelor, da, veniale. Omul trebuie ca să facă și penitențe și ca să facă tot felul de fapte bune prescrise pentru a avea păcatele acestea iertate. Totuși, zic ei, există pedeapsă temporală pentru aceste păcate. Pedeapsă care va fi suportată de credincios, fie în viața aceasta, fie în purgatoriu. Deci te duci la cina Domnului, faci penitențe, ești iertat, în sensul că nu pierzi harul mântuirii, dar trebuie ca să suferi consecințele păcatului. Și acele consecințe le vei suferi ori în această viață, ori în purgatoriu. Pentru a scăpa de la aceste consecințe, trebuie apelat la indulgențe, care pot elimina această pedeapsă temporală. Da? Asta este făcut clar la punctul 1471 și 1498 și o să ne uităm imediat și la problema indulgențelor. Aceste indulgențe, ce fac ele de fapt? Transferă cumva din meritul Sfinților și a Domnului Iisus Hristos și a Mariei în contul tău, pentru un preț evident, pentru un preț, trebuie făcute niște contribuții la biserică, trebuie făcute anumite fapte bune, da? Și scopul lor, zice biserica, nu este să te ierte pentru acele păcate. Ai fost iertat prin jertfa Domnului Iisus, ci este să te scape de la consecințele acelor păcate. Da? Deci, uite, tu ai crezut, ai venit la cină, ai făcut fapte bune și toate acestea, dar totuși, pentru că ai păcătuit, vei plăti. Domnul îți va da un cancer, Domnul îți va da o boală, Domnul îți va da un faliment, Domnul îți va da... Sau te va ține în purgatoriu o perioadă mai lungă. Dacă vrei să scapi de aceste consecințe, trebuie indulgență. Trebuie ca să ți se mai transfere fapte bune de la Domnul Iisus, de la Sfinți, de la Fecioara Maria. Și astea trebuie plătite. Astea trebuie plătite dacă nu vrei să suferi aceste consecințe, da? Pentru păcatele mortale, cele care pierd total acest har infuzat, da? Pentru a reprimi acea infuzie specială de har, există o procedură de penitență specială la care se poate apela și acest lucru este făcut clar la punctul 980. Da? Este aberant. Este deosebit de aberant. Biblia ne învață că păcatul este orice încălcare a legii lui Dumnezeu, 1 Ioan 3:4. Hristos a purtat păcatele noastre în trupul său, 1 Petru 2:24, că El a ispășit, a plătit, legal vorbind, prin moartea sa, pentru toate păcatele noastre, Ioan 19:30, de exemplu, ne arată lucrul acestea, și că toate acestea
sunt șterse din contul nostru în baza jertfei lui și nouă ne este creditat neprihănirea lui. Coloseni 2 cu 14 și ar fi foarte multe alte texte care ne arată această realitate. Biblia este clară despre felul în care Domnul Iisus Hristos ne-a mântuit și ne-a iertat de păcatele noastre. Dar ați observat, dacă ați ascultat cu atenție, cum au ajuns la această învățătură. Prin învățătura Sfintei Scripturii, zicilor, și prin tradiția bisericii care ne învață aceste lucruri. Ce sunt indulgențele, da? Indulgențele sunt această scăpare de la consecințele temporale. Există un capitol întreg în această cateheză despre indulgențe. La punctul 1471 spune în felul următor: doctrina și practica indulgențelor în biserică sunt strâns legate de roadele sacramentului pocăinței. Ce este indulgența? Pune ei întrebarea. Indulgența înseamnă iertarea în fața lui Dumnezeu a pedepsei vremelnice datorate păcatelor a cărora vină este ștearsă deja. Deci există o pedeapsă vremelnică pentru niște păcate care au vina deja ștearsă. Da? Ștearsă deja. Iertarea pe care credinciosul bine dispus sufletește o obține în condiții determinate prin acțiunea bisericii care, în calitate de distribuitoare a răscumpărării, împarte și aplică prin autoritatea ei tezaurului îndesturilor aduse de Hristos și de sfinți. Deci biserica distribuie neprihănirea lui Hristos și faptele bune a sfinților cum crede ea că se cuvine. Indulgența este parțială sau plenară după cum eliberează în parte sau în totalitate de pedeapsa vremelnică datorată păcatului. Indulgențe le pot fi aplicate celor vii sau celor răposați. Așa, pedepsele păcatului, 1472. Pentru a înțelege această învățătură și această practică a bisericii, trebuie să vedem că păcatul are o dublă consecință. Păcatul grav ne privează de comuniunea cu Dumnezeu și prin aceasta ne face incapabil de viață veșnică. Privarea de aceasta numindu-se pedeapsa veșnică a păcatului. Deci este păcatul grav care te trimite în iad, da? Dar există, zic ei, pe de altă parte, orice păcat, chiar venial, antrenează un atașament nesănătos față de făpturi ce are nevoie de purificare. Deci dacă am comis păcate mai mici, trebuie să fim purificați de ele. Fie aici pe pământ, fie după moarte, în starea numită purgatoriu. Această purificare eliberează de ceea ce se numește pedeapsa vremelnică a păcatului. Aceste două pedepse nu trebuie concepute ca un fel de răzbunare aplicată de Dumnezeu din exterior, ci ca decurgând din însăși natura păcatului. O convertire ce pornește dintr-o iubire ferventă poate ajunge la totală purificare a păcătosului, astfel încât să nu mai subsiste nici o pedeapsă. Da? Deci, odată convertit, odată credincios, există totuși o plată a păcatului, sau cel puțin a consecințele acelor păcate ale tale, care au fost iertate de Hristos, care trebuie plătite de tine. Și tu poți ajunge prin mărturisirea păcatelor, prin penitențe și așa mai departe, prin indulgențe, la o stare de desăvârșire totală, unde nu mai ai nimic de plătit. Da? Unde nu mai ai nimic de plătit. Biblia nu vorbește așa despre păcat. Biblia spune că plata păcatului este moartea. Și că orice ofensă împotriva legii lui Dumnezeu și împotriva slavei lui Dumnezeu trebuie pedepsită cu pedeapsa morții. Și că este doar Domnul Iisus Hristos care ne eliberează de sub pedeapsa și consecința morții. Noi nu suntem pedepsiți de Dumnezeu odată iertați de păcatele noastre. Într-adevăr, Dumnezeu se folosește de suferințe, se folosește de încercări pentru a prelucra, pentru a încerca, pentru a șlefui, pentru a pregăti pe copiii săi. Dar Dumnezeu nu-mi dă boală, nu-mi dă diverse întâmplări negative în viața mea ca eu să îmi plătesc păcatele. Păcatele mele și ale tale, dacă ești un credincios, au fost plătite pe deplin.
în jertfa Domnului, în jertfa Domnului Iisus Hristos. În 1478 spune felul următor: indulgența se obține prin biserică în virtutea puterii de a lega și de a dezlega acordată ei de Hristos. Biserica intervine pentru un creștin și deschide tezaurul meritelor lui Hristos și ale sfinților. Da? Și ați înțeles, biserica intervine pentru creștin, pentru că ea este depozitarul lui Dumnezeu și a meritului Hristos, ea gestionează harul, ea îl poate deschide pentru credincios. Da? Trebuie să tratezi cu biserica și ți se aplică aceste merite a lui Hristos și a sfinților. Ca să dobândească de la Părintele îndurărilor ștergerea pedepselor vremelnice datorate păcatelor. Astfel, biserica nu vrea numai să-i vină în ajutor acelui creștin, contra unui cost, evident, ci să-i îndemne la fapte de pietate, de pocăință și de iubire. Prin indulgență, credincioșii pot dobândi pentru ei înșiși, cât și pentru sufletele din purgatoriu, iertarea pedepselor vremelnice care sunt urmări ale păcatelor. Invenția aceasta de indulgențe pentru cei morți mi se pare cea mai fantastică afacere inventată vreodată de om. Ce mamă care își pierde un copil sau ce soț care își pierde o soție când este prezentat cu această propunere de a face o plată pentru soția lui care acum suferă focul purificării în purgatoriu, nu ar fi dispus să-și vândă casa dacă ar trebui să o scape pe soția lui sau pe copilul lui sau așa mai departe. Da? Ce este purgatoriu? Purgatoriu este această stare intermediară în care intră cei care sunt credincioși, dar încă mai au nevoie de purificare. Da? Încă mai au nevoie ca păcatele lor, sau cel puțin consecințele păcatelor lor, să fie plătite înainte să intre în rai. Spune la punctul 1030, cei care mor în harul și pretenia lui Dumnezeu, dar imperfect purificați. Mi se pare total jignitor la adresa Domnului Iisus Hristos ca să spui că sunt oameni care mor în harul lui Dumnezeu, dar imperfect purificați. Jertfa Domnului Iisus Hristos și misiunea Domnului Iisus Hristos a fost ca să moară pentru biserica sa și să o prezinte fără pată și fără cusură înaintea lui Dumnezeu. Și el a realizat această misiune, a îndeplinit această misiune, fără nicio excepție. Deși sunt sigur de mântuirea veșnică, acești credincioși care mor, suferă după moarte o purificare ca să dobândească sfințenia necesară pentru a intra în bucuria cerului. Biserica Catolică numește purgator această purificare finală a celor aleși, care este cu totul deosebită de pedeapsa celor osândiți. Biserica a formulat învățătura de credință despre purgatoriu, mai ales la conciliile din Florența și din Trent. Tradiția bisericii, făcând referință la anumite texte din Scriptură, vorbește despre un foc purificator. Cu privire la anumite greșeli ușoare, trebuie să credem că există înainte de judecată un foc purificator, după cum afirmă cel care este adevărul, spunând că dacă cineva a hulit împotriva Duhului Sfânt, deci îl citează pe Domnul Iisus, nu îi se va ierta nici în viacul acesta, nici în viacul viitor. Da? Cum țineți minte lecțiile care le-am avut despre studiu biblic. Există studiu biblic inductiv și studiu biblic deductiv. Da? Studiul biblic inductiv ne spune că întotdeauna mergem de la cel mai precis lucru spus de un text, da? Și mergem la lucrurile mai larg, deci începem de la un verset, ce spune acel verset, ne limităm la înțelesul acelui verset și după aia vedem ce se mai spune mergând în cercul concentrice și în felul acesta putem înțelege înțelesul corect al unui text. Studiul deductiv este când pornești de la o premiză largă, da, și o aplici într-un context foarte restrâns. Ce spune Domnul Iisus în acest text? Pentru hula împotriva Duhului Sfânt nu există iertare nici acum, nici în veșnicie. Atât. Atât ni se spune. Nu există iertare. Nici când. Da? Cum interpretează biserica
catolică acest lucru. Din această afirmație, spun ei, se deduce că anumite greșeli pot... Se deduce. Problema cu deducția este că tu poți deduce orice. Dacă pornești de la prezumțiile tale, tu poți deduce dintr-un text orice. Se deduce că anumite greșeli pot fi iertate în veacul acesta, iar altele în veacul viitor. Da, se deduce. Dar eu pot deduce orice. Da? Eu pot deduce orice din absența textului. Că textul nu vorbește despre ce se poate ierta în veacul viitor. Textul doar îmi spune că hula împotriva Duhului Sfânt nu se poate ierta. Nici acum, nici în veacul viitor. Și dacă mergem de acolo și ne uităm în restul Scripturii, vom vedea că Scriptura nicăieri nu vorbește despre faptul că ar exista posibilitatea ca unii să fie iertați după moarte. Nicăieri nu există aceasta. Dimpotrivă, Biblia ne arată că după ce omul a murit, vine judecata pentru acel om. Omul acela este judecat și este pus în starea de așteptare pentru condiția lui finală. Cei care au fost mântuiți prin credința Domnului Iisus Hristos, în starea de bucurie împreună cu Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel spune că el așteaptă ca în momentul în care va fi absent din trupul acesta să fie în prezența Domnului Iisus Hristos. Și cei care au murit nemântuiți și în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu sunt duși într-o stare de judecată și de pedeapsă până la învierea finală și judecata finală. Și vedem, de exemplu, pilda cu Lazar și cu bogatul, în care bogatul necredincios ajunge într-acea stare de suferință, da? Și ni se explică în acea pildă că nu există nicio scăpare din acea stare. Nu există niciun fel de a transfera dintr-o parte în alta, da? Deci Biblia, când este citită în mod corect, este clar pe această temă. Când deduci, bazat pe tradiție, bazat pe presupunerile tale, ajungi la tot felul de erezii. Ei continuă și zic, această învățătură se întemeiază pe practica rugăciunii pentru cei morți. Deci această învățătură, da, se întemeiază pe practica. Deci pentru că noi deja facem asta, deja ne rugăm pentru cei morți, întemeiem o învățătură unde interpretăm greșit un verset ca să justificăm practica. Despre care vorbește deja Sfânta Scriptură. Hopa! Deci există o practică despre care vorbește despre Sfânta Scriptură. Problema este că ei citează aici din Apocrife. Da? Din 2 Macabei 12:45. De aceea, Iuda Macabeul a pus să se facă pentru cei morți jertfă de ispășire ca să fie dezlegați de păcat. Și în felul acesta, ei justifică această practică și această învățătură. Țineți cont! Ei decid ce este canonic, ei decid ceea ce înseamnă ce este în canon. Da? Ca atare, ei deduc orice învățătură vor să deducă din aceste texte. Dacă textul din 2 Macabei, care este o apocrifă, care nu este inspirată, dacă textul din această apocrifă nu ar fi fost citat, nu era nicio problemă. Pur și simplu se dădea un decret papal în care papa zicea care este revelația și care este învățătura divină pe acest subiect. Încă din primele timpuri, continuă ei, biserica a cinstit amintirea celor morți și a oferit sufragii pentru ei și în special jertfa euharistică, pentru ca purificați să poată ajunge la vederea fericitoare a lui Dumnezeu. Biserica recomandă și pomana și faptele de pocăință în favoarea celor morți. Da? Pe scurt, dacă ajungi în purgatoriu, trebuie ca să stai acolo până când ești purificat sau până când cei care sunt încă în viață contribuie la fondul tău de purificare încât să ieși de acolo. Sau poți să te asiguri tu înainte ca să ajungi în purgatoriu, dacă ai o stare financiară bună și dacă ești dispus să faci lucrul acesta, prin pomeni, prin dărnicii la biserică și prin alte lucruri, în așa fel încât, înainte să mori, să ți se șteargă pedeapsa aceasta din purgatoriu. Ultimul
aspect care aș vrea ca să-l tratăm este acest aspect al cinei Domnului. Catolicismul afirmă că sacramentele, toate sacramentele, în mod real conferă har, da? Cum ați observat, de exemplu, la botez. Botezul conferă un har, este această infuzie de har. Realmente copilul când este botezat primește harul de a avea păcatul original iertat. Îi se transmite acest har. Când vine vorba de cina Domnului, ei spun că se conferă un har prin actul acesta și lucrul acesta se întâmplă pentru că în momentul în care omul este părtaș la cina Domnului, el în mod real mănâncă și bea din trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Da? Și Biblia ne arată că, chiar Domnul Iisus Hristos ne învață, că cei care mănâncă din trupul Lui, din adevărata pâine, sunt cei care sunt beneficiari a Harului, sunt cei care sunt mântuiți. Și în felul acesta este important pentru noi să înțelegem că pentru ei cina Domnului nu este doar un simbol. Sau nu este un simbol care are efecte prin Harul lui Dumnezeu, da? În sensul că este un instrument al Harului. Ce vreau să spun prin asta? Predicarea cuvântului, strângerea noastră la oaltă, da? Ea nu conferă har în mod automat, în sensul că dacă noi ne-am strâns la oaltă și dacă eu am făcut toate manevrele acestea, am venit la amvon și am făcut, automat harul este conferat. Că ai vrut, că n-ai vrut, da? Dar este un instrument prin care Dumnezeu lucrează și beneficiem de harul lui Dumnezeu, da? În cazul acesta este o aproape o chestie automată. Dacă s-a participat la cina Domnului, în mod real ai mâncat din trupul și din sângele Domnului Iisus Hristos și ți se conferă un har prin această realitate. Ei spun, de exemplu, la punctul 1374, modul prezenței lui Hristos sub speciile euharistice este unic. El așează euharistia mai presus de toate sacramentele și face din ea încununarea vieții spirituale și ținta spre care tind toate sacramentele. În preasfântul sacrament al euharistiei sunt conținute cu adevărat în mod real și substanțial trupul și sângele împreună cu sufletul și dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos și deci Hristos întreg. Această prezență o numim reală, nu cu titlu exclusiv, ca și cum celelalte prezențe nu ar fi reale, ci prin excelență. Adică la cina Domnului ești în comuniune, în părtășie cu Domnul Iisus Hristos într-un fel deosebit. Pentru că în mod real, în mod fizic, devii părtaș al trupului și al sângelui Domnului Iisus Hristos. Da? Și lucrul acesta, evident, se întâmplă la ei, nu la noi. La ei se întâmplă lucrul acesta, ceea ce este important din perspectiva lor. Cina noastră nu ar fi validă. Această prezență o numim reală, da. Ci prin excelență, pentru că este substanțială și pentru că prin ea Hristos, Dumnezeu și om, se face prezent în întregime. Deci Dumnezeu este prezent în Duh, la cina Domnului, Hristos, omul, Dumnezeul întrupat, se face prezent prin faptul că în momentul în care ai luat parte la cina Domnului, ai mâncat fizic, deși nu este vizibil ție, nu poți ca să percepi lucrul acesta, ai mâncat fizic din trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Conciliul Tridentin rezumă credința catolică declarând: deoarece Hristos, răscumpărătorul nostru, a spus că ceea ce oferă sub chipul pâinii este cu adevărat trupul său, a existat în biserică întotdeauna convingerea pe care Sfântul Conciliu o declară din nou, că prin consacrarea pâinii, în substanța trupului lui Hristos, Domnul nostru și a întregii substanțe a vinului, în substanța sângelui lui, această preschimbare, da? Deci, în momentul în care pâinea și vinul e binecuvântat și ai parte de cina Domnului, se petrece această preschimbare și pâinea și vinul sunt transformate în mod real în trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Da? Biserica Catolică a numit în mod just, adecvat, transubstanțiere acest lucru. Da? Deci pentru ei cina Domnului este transubstanțială. Ei nu au doar un simbol,
ei nu beneficiază de un instrument al Harului prin care Duhul Sfânt ne binecuvântă, cum ne binecuvântă prin predicarea Evangheliei, prin rugăciune și așa mai departe, ci realmente se conferă harul de a fi părtași la trupul Domnului Iisus Hristos, la cina Domnului. Învățătura asta este problematică, pentru că deși ei ar nega lucrul acesta, ea practic ne spune că Domnul Iisus Hristos este resacrificat la fiecare cina Domnului. Realmente trupul lui este resacrificat la fiecare cinei Domnului. Ei ar nega lucrul acesta, dar practic nu văd cum poți nega lucrul acesta. În al doilea rând, cina Domnului, la fel ca și toate celelalte instrumente ale Harului, nu sunt automatisme. Da? Ele nu au un beneficiu dacă nu sunt prin credință, dacă nu sunt în credință, dacă nu sunt însoțite de o lucrare suverană a Duhului Sfânt. Predicarea Evangheliei nu are niciun efect, de exemplu, dacă Duhul Sfânt nu lucrează. Eu pot să strâng aici cât vreau eu. Sau pot să fiu cât se poate de elocvent. Da? Dacă Duhul lui Dumnezeu nu lucrează și nu conferă har, acel lucru nu are nicio valoare. A spune că sacramentele realmente conferă har, prin simpla practicare a lor, este extrem de periculos și cina Domnului este dusă la această extremă. Cum putem combate această învățătură? Foarte simplu. Nu are rost să intrăm în teologie foarte complexă, da? Să punem câteva întrebări. De exemplu, unde este trupul Domnului Iisus Hristos acum? Unde este Domnul Iisus Hristos acum? În ceruri, da? Biblia ne arată și ne învață că după ce a fost înviat în trupul său glorificat, s-a înălțat și el stă la dreapta Tatălui, da? Și mijlocește pentru noi. Bun. Cine este acest Domnul Iisus Hristos? Este Domnul Iisus Hristos omul care este mijlocitorul nostru. Ce se întâmplă cu omul Domnul Iisus Hristos dacă el este frământat și îmbucat și mâncat la fiecare cinei Domnului? Ce se întâmplă? Nu știu ce răspuns ar putea da ei la această întrebare. Cum poate trupul lui să fie frânt fizic la cină când el este fizic, conform Scripturii, la dreapta Tatălui? Da? Al doilea rând, dacă mergem cu gândul la instituirea cinei Domnului, însă pasajul acesta ne dă cheia interpretării. De exemplu, dacă ne uităm la Luca 22, vedem că Domnul Iisus spune: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Versetul 19. Și în versetul 20 spune: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu care este vărsat pentru voi. Da? Două întrebări. Unde era Domnul Iisus Hristos când instaurează cina? Unde? Era lângă ei. Da? Deci el vine cu pâinea și cu vinul și spune: acesta este trupul meu. Unde era trupul lui? Lângă ei. Da? Mai mult decât atât, care ne arată foarte clar că este un simbol, el spune: acesta este trupul meu care se frânge pentru voi și sângele meu care se varsă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre amintirea mea. Ei au cina Domnului instaurată, el încă nici măcar nu era jertfit. Deci el era acolo lângă ei fizic, ca atare trupul lui nu avea cum să fie fizic în farfurie, da? Și trupul lui nu era încă nici frânt și sângele nu era vărsat. Tot ceea ce Domnul Iisus Hristos le spune este: după înălțarea mea, este simbolul acesta care să vă amintească de jertfa mea prin care ați fost răscumpărați. Și într-adevăr, prin practicarea acestui simbol, rezultă un har al lui Dumnezeu pentru că suntem amintiți de jertfa Domnului, pentru că Duhul Sfânt lucrează prin acest instrument al harului, la fel cum lucrează prin rugăciune, la fel cum lucrează prin predicarea Evangheliei. Noi, baptiștii reformați, nu credem că cina este doar un simbol. Da? Cum ai spune că este egal cu dacă eu desenez un simbol pe peretele acesta? Este doar un simbol. Nu! Noi credem că este un simbol instaurat de Domnul nostru Iisus Hristos ca să slujească ca și un instrument al Harului. Și când participăm la acest simbol, suntem beneficiari a Harului prin faptul că Duhul Sfânt lucrează în viața noastră. Da? Și ne amintește despre jertfa Domnului Iisus Hristos și ne întărește în credința noastră și avem aceste beneficii lucrate în mod tainic de Duhul lui Dumnezeu. La fel cum este adevărat despre toate celelalte instrumente ale Harului. Noi nu credem că Biblia învață că în mod fizic
noi luăm parte la trupul și la sângele Domnului Iisus Hristos, da? Îl mâncăm și noi nu credem că în mod automat, în niciun fel, se conferă un har. Nici la botez, nici la botez, da? Și nici la cina Domnului. Noi credem că harul lui Dumnezeu este aplicat prin credința care este în dar și este lucrat tot harul lui Dumnezeu în viața noastră prin lucrarea Duhului Sfânt, care lucrează de-a lungul vieții noastre prin toate instrumentele harului și care ne păstrează în harul său până în ziua glorificării. Dacă ar fi să continuăm, nu avem timp, am putea să mergem în continuare cu o listă lungă de învățături eronate. Lucru care trebuie înțeles. Aceste lucruri sunt foarte bine de înțeles și mai ales dacă intrați în contact cu cei din Biserica Catolică. Lucru care este bine de înțeles este că cei din Biserica Catolică au nevoie de Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Ea este în mare parte absentă în această biserică și ea este alterată prin toate aceste învățături care schimbă, denaturează și de multe ori elimină Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Cea mai bună întrebare este pentru un catolic să-i pui întrebarea dacă este sigur că el este mântuit. Dacă el moare în această seară, cum știe că el va merge în cer? În Biserica Catolică, siguranța mântuirii este imposibilă, ba mai mult, cei care cred că pot avea siguranța mântuirii spun conciliile lor să fie anatema. Și ceea ce are omul nevoie cel mai mult în această lume păcătoasă și în starea în care se află, este să fie sigur că este mântuit prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Oamenii aceștia, care se cred credincioși, care se cred creștini, care se cred duhovnicești, au nevoie să audă Evanghelia. Și noi avem nevoie să ne pregătim, să le expunem și să combatem greșelile din cadrul acestei biserici. Sper ca toate aceste lecții să vă fi pornit apetitul să studiați în continuare. Fiecare dintre voi aveți posibilitatea să intrați în contact în mod deosebit cu oameni care fac parte la bisericile și mișcările care le-am studiat. Unii aveți colegi, alții aveți în familie și așa mai departe. Data viitoare, probabil duminică seara, pentru că fratele Andrei va fi aici miercurea viitoare și va relua studiu pe doctrinile Harului, probabil duminică seara ne vom ocupa de Biserica Ortodoxă și de învățătura ei. Și acolo, pentru că 85% din români se declară ortodoxi, toți avem posibilitatea să intrăm în contact cu oameni care aparțin Bisericii Ortodoxe din România și mă rog ca Dumnezeu să lucreze prin aceste studii și prin voi ca Evanghelia să fie vestită, adevărul să fie apărat, dar mai ales oameni să vină la credință și să fie mântuiți prin vestea Evangheliei.